noi să, nu știu, să regretăm împreună cu dumneavoastră dispariția unui om, dispariția unui proiect literar. După cei care scriu, rămân niște cărți sau niște scrieri, publicate sau nepublicate. Azi e mai simplu, că dacă scriu direct pe internet, nici nu mai trebuie să le publice. De-aia, cumva, în registrul ăsta al editării, pomenirea lor din veac în veac înseamnă publicarea lor din veac în veac. Exupéry are, la un moment dat, în Citadela, o frază memorabilă, ce nu cunosc altă dorință arzătoare a omului decât aceea de a dăinui. Acum, sigur că fiecare dăinuim din motive proprii. Unii ajungem să le explicăm, alții nici nu avem nevoie să facem asta. Însă cei care ajung să contureze o etapă a unui proces literar, social, economic, de care fie el, trăiesc deja și pentru alții. Trăiesc pentru a adăuga o treaptă unei ierarhii, în măsura în care o mai respectăm. Noi, ca spunea despre astfel de oameni, că sunt sămădăi. Sunt oameni care vor da seamă de realizările culturale, deci se sună foarte socialist cuvântul realizări, sau marxist chiar, hai să zic, de isprăvile și izbânzile culturale ale epocii lui. Ceea ce a început să facă Radu Gețeposu și, din păcate, n-a apucat să le, să le finalizeze. Astfel de întâlnire ar trebui să dureze, să țină. Noi regretăm mereu că chiar lansarea oricărei cărți este prea scurtă, deși, pe de altă parte, dacă începem să diluăm discursurile, putem vorbi până dimineață și să nu spunem mare lucru. Așa că părintele a observat că sub, să zic așa, sub evocare se ascunde și o lansare, pentru că ediția e a doua, așa cum spuneam, publicarea lor din veac în veac, nu? A suferit rătărul lui Blecher și o să rog pe părintele Liviu Moceanu să ne vorbească puțin. Îi dăm cuvântul și Otiliei la final să, da, să ne spună ceva din partea autorului cu cuvintele autorului. Da. Pentru că am scos și o broșură pe care o veți primi cu cartea, așa în care aveți câteva gânduri răzlețe. Între timp s-a făcut un doctorat și încercăm să-l publicăm. Autoarea îl revede acum, o studentă, o doctorandă, de fapt, a lui Andrei Bodiu și ulterior a domnului profesor Moceanu. Și ideea, mă rog, s-a născut la evocare din 2011 de la Șirnea, când a fost și Andrei Bodiu și a spus că neapărat trebuie să facem o monografie, o cercetare, o teză de doctorat. Ce s-a și întâmplat, între timp Andrei a plecat și acum trebuie să vină altcineva cu ideea de a face o teză despre Andrei Bodiu. Și tot așa, repet, pomenirea și publicarea lor din veac în veac. Stimați domnul Chirnea, domnule Măsele Andrei, dragi prieteni, dincolo de orice întristare în asemenea momente, trebuie să fie și un moment de bucurie. Trebuie să fie și un element de bucurie. Întristarea este că, iată, s-a stins de vreme un critic foarte promitător, care a confirmat prin ceea ce a publicat până atunci, care și-a configurat, a ajuns să-și configureze elementele sistemului pe care, sigur, trebuia să le aibă în vedere la următoarele cărți care ar trebui. Este motiv de întristare, însă vorba apostolului, nu vă întristați ca unii care nu vă merge, pentru că, iată, ceea ce a lăsat este deosebit de profund, gros și ne privește acum vorbirea aceasta, evocarea aceasta. Aceasta este bucuria că putem să îl evocăm, să ne facem datoria față de Radu Țeposu. L-am cunoscut, dar foarte puțin întreagăt când a venit la noi la facultate, ne-am întâlnit toți, colegii, dânsul, a trecut o lună de toamnă, cred că mă duc aminte, și
activ, pe volumil, cu scritul nou și lucruri care de altfel se regăsesc în ceea ce scrie. El nu închide laturile cuvântului, le lasă deschise, să se bucure toată lumea care citește de desfătarea lui în fața cuvântului, în fața operei care scrie. Cum spunea și domnul Masina, cum am spus și eu, cele câteva cuvinte pe care le-am rostit, Andrei, am preluat teza, am adus-o la sfârșit teza aceasta de doctorat, întocmită de Andreea Oana Oprea, fosta noastră studentă și, cum am zis, mare parte de doctorantură, doctoranda mea. Au fost trei studente, trei doctorante pe care le-am preluat de la Andreea Oana Oprea, foarte excelente, fete excepționale, care au dat trei lucrări foarte bune, între care este și aceasta. Am aici cuprinsul tezei care, în spiritul ideii de monarhie, prezintă toate aspectele care puteau fi luate în evidență, adăugând și de la elemente noi. Doamna Ochilea i-a pus la dispoziție unele documente, a spus unele aspecte, documente și fotografii și a făcut un lucru foarte, foarte bun. O să spun câteva cuvinte despre cartea aceasta. Sigur că titlul a suscitat unele semne de întrebare, dar nu întâmplător Radu trimite spre experiențele tânărului Werther, nu? Romanului Werther, de la sferința aceea care era mai mult de ordin metafizic decât corporal, la sferință, cartea aceasta despre sferință. Este despre Blair, dar este și în general despre sferință. Aici, în lucrarea lui, Țeposul a realizat și o meditație foarte curiozătoare despre sferința aceasta, care tinde să amiantizeze omul, să-l anihileze. El a căutat acele elemente care a făcut din opera, din opera lui Blair, o substanță de investigat, o substanță de cercetat. Capitolele pe care le-am stabilit mărturisesc despre temele pe care le-am urmărit, deși, ca și în cazul titlului, sunt formulări care, din primul moment, nu arată ideea care străbate de la un capăt la altul capitolul respectiv. Călătoriile săracului, exasperarea creatoare, romanul autobiografic, suprarealismul domol, încăutarea identității pierdute, noroiul primordial, trupul legendar, craniul divis, boală de tir, fantaxie, aceasta din ultima secvență, mai mult o mărturisire a autorului. Era vremea aceea, vremea unor titluri care indicau o abordare eseistică a subiectului. S-a pus întrebarea dacă este un eseu sau este o monografie. El însuși, Radu, spune că a dictat un eseu, deci a făcut, a realizat un eseu. Era formula cea mai potrivită pentru spiritul lui, care jubila în fața textului și care, după acumulări de diferite tipuri, fie bibliografice, surse, etc., etc., îi trăgeau o construcție foarte... Deci, o construcție care pare îndepărtată puțin de textul pe care îl are în vedere, însă este foarte mobilă și îi privește autorului o anumită jubilație superioară. Am recitit paginile și am constatat această detașare superioară, în așa fel încât nicio determinare, de niciun tip, nicio constrângere din partea operei să nu funcționeze, ci spiritul liber al criticului să exprime ceva
care în alt nu se poate exprima. Aceste titluri, cum erau, dau la întâmplare niște exemple, de titlul domnului profesor Zaciu, teritorii sau viaticul, cine ar face legătura între ceea ce spune acest titlu și ceea ce este această carte? Sau Dimineața Poeților, poate este cel mai semnificativ, cartea lui Eugen Simeon, cel mai semnificativ pentru a ilustra acest tip de titluri care pun deja cheia unei ecuații critice, o critică neobsedată de concepte. Multe, Radu combină cu abilitate referințele filozofice, dar nu într-un sens academic, sau nu numai într-un sens academic, ci unul creator. Elementul de creație constituie fundalul abordărilor lui Radu Țepusu. Și nu merită să regretăm că literatura română ar fi beneficiat de o relectură într-un chip deosebit din partea lui Țepusu. A făcut o lectură, o recitire a literaturii române din perspectiva criticii, Nicolae Manolescu, istoria critică. Citind textele și nefiind de aceeași știință istorică, așa cum erau altădată unii care au prezentat textele mai vechi sau mai noi, rezultatul este cel dat de spiritul creator care formulează într-un mod memorabil de multe ori opinii despre textele citite. Acum, n-aș vrea să mă întind, să nu vă solicit prea multă atenție. I-am luat acordul autoarei să citesc măcar o pagină din lucrarea ei, ca să vedeți cam care este nivelul pe care ea l-a atins în abordarea operelui Țepusu. Și în același timp, felul în care ea descoperă, subliniază tipul de critică pe care Radu Țepusu îl practică. Radu face câteva analize, trei analize în text. Prima analiză, spune autoarea, citesc de asta dată din cartea din lucrarea ei. Prima analiză pe text formează corpul subcapitolului noroiul primordial. Examinând în detaliu de sortul interior al personajului narator din întâmplări de irealitate imediată, Radu Țepusu descrie încercarea de regăsire a acestuia ca o întoarcere în teluric, în noroiul primordial. Vedeți, asta se simte bine, totodată. Această tentație de a regăsi în legături, în ceea ce este dincolo de realitatea inegată, de datul istoric și ar duce într-o perspectivă mitică lucrurile. Pe lângă capacitatea de sinteză a exegetului, remarcabile sunt și preocupările pentru filozofie și literatură străină, fiind un volum redactat la începutul carierei sale, cu scriere de formare, fără a fi un volum slab sau lipsit de importanță, erudiția și preocupările din domenii variate sunt semn al unei personalități remarcabile, inteligente și avide de cunoaștere, precum și dovada influenței școlii de literatură de la Echinox. El a fost multă vreme redactor la Echinox. Ca secretar de redacție. Vreo 6 ani, nu, mai mult. Bunoară, criticul începe de scria viziunii personale asupra unității ființe, făcând o analogie cu teoria filozofiei Geoffrey Hume despre univers. Universul nu e construit din unități separate, create de divinitate, dintr-o rețea dinamică, ale cărei elemente nu se deosebesc de esență. Vom regăsi și la Blecher această reprezentare, chiar dacă sunt o formă intuitivă. De asemenea, aceeași inteligență critică, zice autoarea, este subliniată și în comparație prozei lui Blecher cu Greața de Sartre. Între întâmplările lui Blecher și Greața de Sartre, criticul identifică foarte clar asemănări la mai multe niveluri. Nu doar resorturile filozofice ale viziunii sunt copleșitori de apropiate. Existențialismul își trăia voga la ora aceea, ci și la motivele epice, gramofonul, gestica personajului,
pațile care exacerbează criza multiple din întâmplări sunt regăsite de pe postul și la Bruno Schulz în povestirea PAN. Corectă este și disocierea pe care o face de filozofia lui Jaspers, la care a făcut referire Alexandru Protopopescu. În filozofia lui Jaspers, bolnavul se complace în statea dată se resemnează, dar nu aceasta este situația din noastră, pentru care experiența este simțită ca o povară, pentru care autorul caută în continuare rezolvare. Și celelalte analize, iată felul în care autorul a reușit să dialogueze cu spiritul critic al lui Radu Toposu. Interesantă este propunerea lui Radu de a citi cărțile de Blecher, nu ca niște jurnale, ci ca romane autobiografice. E o deosebire. Adică nu sunt transcrise fapte tale goale, ci niște fapte integrate în anumite sensuri mai cuprinzătoare ale existenței. Căci aici este problema acestor cărți ale Blecher. O resituare în contextul în care este nevoită ființa să trăiască, o resituare față de existență, găsirea de soturi care să facă posibilă mergerea până la capăt în viață. Mulțumesc frumos!